Bună dimineața! Da, patraulea? Neața, tăticul. Ce faci? Patraulea e cu porcii, doarme. E obosit. Abia a venit din partea ilaltă aseară, târziu. Mă mir că a venit. Dar ia zi, matale, nu știi ce se întâmplă în partea ilaltă cu el? Da, eu ce să știu? De unde să știu eu? Ce, eu stau cu el? Vezi că eu stau pe mai mult pe acasă, cu vacele, cu Bine, dar așa animalele tu astea. nu-l întrebi, mă, dar care-i afacerile pe acolo? De ce rămâi atât de mult timp? Că eu dacă îl întreb, sare de cur în sus și ne luăm la ceartă. Da, eu ce afaceri să văd? Eu, când mă duceți pe mine pe acolo, mai muncim. Altceva ce să facem? Nu știu, că rămâne prea mult acolo. Rămâne prea mult și hop, țop, nu știu, Ferruccio ăla sau cum îl cheamă pe viceprimarul ăla, tot îl cheamă, tot îl sună, John ăla îl cam acoperă, Mitu e și el vagabond, nu știu, mă gândeam că știi matale ceva. Momentan nu știu nimic. Și în ia zi, nu te duci matale să-l mai descoși așa, să vezi ce și cum? Că sigur, nu știu, am așa o presimțire că se întâmplă ceva. El are vreo mândră pe acolo sau nu știu. O fi având, dar crezi că îi spune mie? Haide, bre, tăticule, că doar știi matale cum să-l iei, ca de la bărba la bărbat. Păi și dacă leu cum l-o-i lua? Da, dar mai poate omul să doarmă la el în pat, că trebuie să stai să țepați aici Nică în s-a geamul ăsta. trezit necazul ăsta. Neața era când m-am pus eu la somn. Aia zic și eu. Neața era când ne-am trezit noi să facem treabă pe aici, pe acasă. Bă, dacă ți-am spus că am o nouă afacere acum cum eu îndoi în tine. Ai nouă afacere, nouă afacere, dar aici treburile noastre cine le faci? Eu? Zici că te-ai mutat în partea ilaltă. A, dar cardul ăla când e plin nu mai mă mut? Ia să văd eu de animalele mele aici. Aia era și cazul. De ce vrei tu să știi că tot nu te mai înțeleg? Ce se întâmplă de rămâi tot timpul acolo noaptea? Și unde vrei Ba să rămâi vin să... noaptea, ba pleci cu John seara și nu mă anunți, mă lași acolo ca proasta în duș și când ieși tu nu mai Și ești? vrei să merg așa ca prostul pe timp de noapte cu mașina să fie vreun drogălău, vreun bețiv, vreun ală de la vreo crâjmă, să fac vreun accident, să nu mă mai vezi, să mor cu ea, cine știe cum să alea. Mila el că o găsit motivul. Așa măcar nu-i mai bine că știi că rămân, mă odihnesc și eu ca oamenii, A, nu ca... e așa că știu că rămâi, că nici măcar telefonul nu-mi dai să-mi spui că rămâi. Sau atunci când te sun, ai telefonul închis. Dacă n-am baterie și n-am luat încărcătorul cu mine, uite să mi-aduce aminte să-mi bagi încărcătorul la mașină. Că de fiecare dată uit de el. Mă, dar cum găsești tu răspuns de fiecare dată la toate întrebările? Amă, Mă, dar ce mai știi tu să te scoți de fiecare dată? amă. Mă, să te ferească bunul Dumnezeu să aflu eu vreo vorbuliță sau să te văz eu cu ochii mei. Cum să mă vezi cu ochii tăi? Că învârți tu pe acolo ceva ce nu trebuie. Eu de învârtit învârt și treburi care nu trebuie, dar nu, ce să facem? Auzi, ia lasă-mă că deja mai treze din somn. Săra. Mă duc să bag la arat că am terenul ăla de făcut și cam asta, să Asta vedem. zic. Pe Ar ziua de mai fi azi, cazul să muncești și pe acasă. asta zic, nu? Bine, în cazul în care nu primezi un telefon, dar primezi un telefon și e urgent, viteză. Aha. Hai să-ți vă mersul de la spate. Văd ce frumoasă ești. Dă-i, frate, eu trebuie să știi, ia să nu știu ce au ce l-a întrebat pe socrul. Ia zi, vrei! Da, patrul. Hai să... Ce tractoră ți-ai? Fac și astea ouă pe aici sau ce bagi boabenile degeaba? Au, ouă, gârlă. Ia și mă tare un tractor și hai să ne băgăm pe terenul la lunea Aurela, cea lângă terenul la mic, că a avut niște porumb de la de floricele pe la acolo și să-l arăm puțin. De-abia încerc și John Deere-ul ăla să vedem ce face. Dar ideea e că nu-i neatraia în acasă, trebuie să mergem sus la el să luăm pluguri. Așa că... Scoți noutatea la servici? Trebuie să facem treabă cu ea. Am vândut și pe ăla lui Veronica, am mai rămas decât cu astea. Vedem, poate dau zetorul la că am o ofertă de la Clujanul ăla de sus, de la spălătorie. Are un fend de la mai, e mai vechiuț.
Dar e favorit 500 cedelă. Să-l dai la schimb? Nu chiar la schimb, vânzătorul și-l iau pe ăla. E bun, dacă faci treabă. Ai văzut că zătorul ăla săracu arată bine el așa, dar nu, nu găsesc piese pentru el și am ce face cu el. Nu, atunci, hai, ne vedem sus la netrea. Bine, bine. Da. Mă, miroase a nou. A nou. O frumusețe. Trebuie neapărat să vorbesc cu mitul ăsta, să-mi pună și mie un girofar pe el, că... Parcă văd pe vreunul că mă agață pe aici, că n-am girofar, că trebuie să am girofar. Ales pe timp de noapte, e nasoală treabă. Mamă, ce să duci? Ăla-i, băi! Parcă-ți vine să mai lucrezi. Când dai și un utilaj mai nou. Să mă stau și înscriu pe numele meu. Trebuie să încep să înscriu și eu pe numele meu anumite chestii, că mi-a dat de gândit mie Ferocio cu niște întrebări, cum le-ai trecute, cum alea, până acum toate sunt trecute pe numele lui Veronica. Dacă, Doamne fere, Veronica zice pa, eu plec cu papucul, atât. Te bagi cu spatele, vrei aici. Dar cât cu papu cum mă duc? În lume. Băiete, ai belit-o azi, la Arad te bag. O să văd ce viață are în el și cum trage. Am dat suspensia asta și scaunul ăsta pe perna asta de aer e nebunie. Și că plotezi, și că ești un norișor de la așa. Dai seama dacă ăsta mic e așa, a văzut pe alea mari, care era în partea cealaltă, îmbălțești. Ia Aurel. Plimbă cu duba. Ia, mă, să-l vedem. Vreau nu simte plugul după el. Trebuie să-i schimb plugul ăsta, să-i iau un plug mai mare, dar deocamdată n-am vreau să mai investesc o grămadă de bani. Trebuie să stau de vorbă neapărat cu John. Să vedem ce zice. Poate mai investește și el puțin în mine pe aici, pe partea asta. Ai două de-astea așa. Trebuie terenuri.
E timp să stai să le faci. Să vezi ce-i fără socră mea acum. Ai vrei? Nu vrei să te învăț să vezi cum merge John Deere-ul? Nu, că la ăla s-a buresc cu oglinzile. Eu am oglinzi de astea cu dezavurire. Da? Da. Ai grijă să mai ți întorci basca aia, să nu te bronzezi cu conturi. Dai seama ce mă înjur acum? Am dat de dulce ca lumea. Și ca lumea și mișto. Uite și pe Neaurel. Unde ai plecat, bre? Ai noroc, patraulea. Sănătate. Bă, da, frumos e tractorul ăsta. E? Măcar atâta să întoarc cât am muncit până acum. Am fost și am dus platforma aceea cu duba. Da? Goală și am dus-o până la mine acolo, am băgat-o și am încărcat grinzile alea, că mi-a zis John că mâine vin oameni la muncă acolo la naie. Aha. Și trebuie grinzile neapărat. Și să mergi un pic să le duci, că na, cu duba am dus platforma goală până în curte, dar nu pot să o duc până sus la moară, că se rup arcurile. A, pe și e gata, e încărcată, e tot, că dacă e mă repede acum, las pe socră mea aceea. Da, pus de centurile, tot. Hai că dezgăsi plugul aceea la capăt și vine să iau eu, să o duc sus la noi. Da, bun, du-le acolo sus și pe urmă, na, poți să le ieși platforma acolo, că doar acum aici nu trebuie, din câte știu eu. Aha, aha. Hai, pe-o las acolo, nu mai mă întorc cu ea. Bun, da, hai da, că da, bun, termin brazda și... Și du-și așa agăți, că e acolo în curte, că eu plec, am ceva treabă. Și du-și agăți și ne auzim. Bine, Neaurele, bine, tată. Da, ha. Bun, patraule. Ha. Da, tată. Salut. Uite, așa scap eu de arat. Hehehehe, ce rămâne socră mea aceea în soare. Auto, ce frumos stă el în soare așa. Mai treabă cu el. Ne-a costit. Ia să vezi acum când auzi că eu plec și-l las pe el aceea. Vezi cum face zâmbre. Dar pământul cam tare, o? Mă rog că e pământ de la nisipos, dar dacă era de la să fi fost de la galben, era cam nasol pentru treaba noastră. Vezi că eu dezgăz puțin și mă duc până aceea la Neaurel să iau o platformă, să o duc până la moară. Termin materia aceea de terminat, nu știu dacă termin, oricum mă întorc eu înapoi. Termin, da. Eu zic să sun pe Veronica, că dacă iar nu te vede pe aici... Lasă pe Veronica, lasă-o în seama mea că... Vorba aia, dacă te sună, îi spui că am zis eu să mă caute la ou, că dacă nu dă de mine la carne, că sunt sus la moară. Hai, ne auzim. Ne auzim. Sunt pe Veronica. Ajuns să dau cu subsemnatul lui Veronica. Altă treabă n-aveam de făcut. A pus Neaurel chingile, e totul pus, totul ok. Hai să vedem dacă și ajung cu ele. Dacă urcam eu cu UTB-ul, nu urc eu cu astea, iată pe Veronic. Mă fac că nu văd. Hai din gură. Asta îmi place că e mai bine așa.
Auto vă fuge după tractor, mă. Ce mai fie vrânda, măi, mânca vastele. Ia zi, drag. Ce faci, măi, omule? Uite, mă duc până sus la moară, la nai. Că vin, m-a sunat John. L-a sunat John până pe Aurel. Îi trebuie grinzile alea că vin mă, mâine să-i facă nu știu șopru acolo, nu știu, plecătoare, nu știu, alea pentru. Uh-huh. Are nevoie da. De grinzile astea. Am înțeles. Nu, bine, du-te cu domnul. Care domn? Cu domnul Dumnezeul nostru. Ah, mă ziceai și tu du-te cu doamna, mă duc tot cu domnul, tot cu domnul, mai zici și cu doamna. Mă gândeam că vrea să-mi zică cine știe ce, dar nu... Hai la deal, acum să te văd eu pe tine. N-ai, mă, nu se compară. Până acum... Eram cu UTB-ul bine, că dacă eram cu UTB-ul meu, poate că nu o făcea așa, dar cu ora lui Veronica nu știu ce problemă avea, că mi-l îngenuchea imediat. Nizetorul nu duce cât duce ăsta. Nu e un tractor mare. Dacă aș pune niște greutăți pe roți, girofarele alea, cred că aș face treabă nemaipomenit. Se vede pe unde e... pe unde e năiță. Păi n-ai. Nu știu pe unde e băgat ăsta, poate îl văd pe camere, pe aici, pe undeva. A, e în spate, cu stivuitorul în spate. Carcă pe acolo. Auto-l cum a venit imediat, pe da. O, salut, năiță! Salut, patraulea! Hai că mă uitam pe camere de tine să văd pe unde ești. Ai venit Neaurel la mine că ai nevoie de grins că vin ăștia mâine să-ți construiască nu știu ce pe aici. Da, păi am acolo în spate de făcut... Unde... unde să-ți las mașina, ăsta mașina și eu? Puh, puh! Platforma? Platforma cu bărnele astea. Pune aici pe cântar că o trebuie să mai vină o mașină. Așa? Să aducă niște materiale și după aia o agăț eu după... mulet și o duc. După... Pe și astea le cântărești? Ăsta. Nu, nu, nu le cântăresc, dar ca să nu mă încurce, că trebuie să mai vin un camion să-mi aducă ceva materiale. Am înțeles, hai că ți-o las acolo pe cântar, da. Așa, de John ce mai știi? Neva, bar n-am, mai nimic. Ne vorbim mai răduț, după ce mi-a dat o grămadă de treabă, păi când zis, aici, când îmbălțești. A zis că mai trece pe aici, că ar mai fi o grămadă de discutat, de treburi, de... Da, păi nu știu, nu știu, n-ai, nu știu nimic. Nu știu că... Așa. Sunt într-o situație între Ciocan și Nicovală, cam așa sunt. Sunt între Veronica, încă o persoană, între Ion Ferruccio și toate lucrurile la un loc, eu sunt la mijloc. Da, păi am auzit ceva că na, aveți de lucru și în altă localitate, e bun că iese de lucru, dar ce vreau să mai zic. A, îmi leși platforma că o să o încarc cu făină, nu știu dacă trebuie la brutărie, dacă nu mai vin de zinea, că am prea mult în magazin. Da, oricum ți-o las aici platforma. Dar o să o încarc și na. Eu zic dacă nu consumați de ajuns, că sunt sloturi deja de mult. Cum ți se pare tractorul pe care l-am primit de la John? A, uite, nici n-am băgat de seamă. Ăsta e tractorul nou ce zicea că vrea să-l cumpere? Da, da, da. Mamă, dar frumos e. E, dar asta că e și încarc. Ia stai să mă uit și eu un pic. N-ai ce să-i cerei climă, tot alea, n-ai ce să... Nici... Păi nici în mașina mea mică nu am așa ceva. Păi asta zic. Bun, hai că dezgăți și te las aici, da?
Îți las platforma. Ok, da, dezgați acolo pe cântar, că după aia o duc eu unii trebuie, să încarc păina, să... Bine, n-ai, bine. Vrei pe cântar? Pe cântar ți-o lasă patra, ulea. Deci. Auzi, patraulea? Hei! Păi pe acolo pe unde te duci tu, prin localitățile aia, nu găsești vreo fată să aduci aici să o angajăm la moare și așa că singur și-i prea multă treabă. Păi și la ce să fac? Ce să facă la tine la moare? Păi înăuntru acolo, în depozit. A, la etichete, aici, la alea? Nu știu. La pus etichete, la paleți, la... Hai că mă interesez să vedem, aș avea o idee așa, de-abia nu mai bat drumul până în Bălțești. Da. Ia vezi tu ce faci. Hai că te anunț dacă ești. Vorbi. John așa zicea, că mai angajează o persoană și zic că să mai grabă o fată dacă găsești. Da. Că am și boșca aceea. Ce avem noi prin depozit pe aici de făcut, e muncă de, adică poți să o facă și o femeie liniștit. Am înțeles. Bun. Hai, ne auzim în aia. Da, te-am salutat. Mamă, cred că o sun pe Mirel. O bag aici aproape la muncă. Vorbesc cu John să-i dea un salariu ok, mai mare decât la Bobiță. Vorbesc cu Mitu să o cazeze la servis. Trec cum mai bat drumul ca prostul până în Bălțești. A? Mamă, ce idee vaginală am. Cum îmi vin mie ideile astea, nu știu. Numai că nu trebuie să o vadă Veronica așa prea mult. Dar măcar nu mai plec. Deci că sunt la treabă un sat aici în comună la noi. La Nea Traian, pe acolo, el e plecat. Da. Asta e. Ce să mă mai zic, mă, băieți? Cum vi se pare ideea? Eu zic că e destul de ok. Hai, ne auzim și cum vă spune patraulea de fiecare dată. Fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!